Elit Mezeluri cu gust desăvârșit îți prezintă emisiunea Meriți. Rămâi alături de noi și descoperă lumea bunului gust. Bună seara, prieteni dragi, bună seara din nou. Nu mai știu ce să fac cu căldura asta. N-are mic, scap de ea, vin aici și dau de altă căldură, și anume căldura din sufletele voastre. Vă mulțumesc din suflet că ne urmărim unii pe ceilalți, de fapt nu mă urmăriți pe mine, ne urmărim unii pe ceilalți și încercăm să ne extragem, nu știu, o doză de încredere, o doză de viitor, poate, din persoanele pe care le cunoaștem împreună în fiecare seară. Din nou, live aici, la Metropola TV sau pe Facebook Mugur Mihăescu sau Mugur Mihăescu Meriți sau pe Facebook Metropola TV. Vom împărtăși în această seară o nouă experiență de viață, o nouă experiență a faptelor celor din jurul nostru, oamenii care, pe care, așa cum v-am spus de alte ori, îi vedem, trecem pe lângă ei nepăsători și nu știm că au în buzunar o carte de vizită bazată pe fapte care, credem noi, contează. Fiecare picătură pusă de acești oameni care au stat și au venit în această emisiune, fiecare picătură pusă la creșterea noastră, așa, la rădăcina noastră ca oameni, cred eu, care are darul de a ne bucura, de a ne face să credem că există. Există speranță, există bunătate, există frumusețe în România. Și nu este doar țara lui accidentul mortal, nu este doar țara lui ăla sau aia care sparge case sau țara faptelor urâte. Nu, există o mulțime de fapte frumoase și pe care, împreună cu voi, dragi prieteni, trebuie să le promovăm și trebuie să promovăm oamenii din spatele acestor fapte. Cum mai frumos să ne cunoaștem invitații decât printr-un material. Așa că pe cine vom avea astăzi? Hai să vedem, sunt și eu curios. Perioadele de spitalizare sunt de cele mai multe ori o experiență tristă și apăsătoare. Există copii pentru care perioada grea de tratament produce efecte la nivel psihologic, iar acești copii au nevoie de sprijin. Ion Cristian Roman, omul care a ales să aducă o rază de soare în viața acestor copii, ne dă o lecție fabuloasă despre cum să împarți bucurie. Eroul nostru este inginer în construcții, cu facultatea absolvită înainte de 1989. A avut mai multe experiențe. A lucrat la o fabrică de zahăr, la un depozit de combustibili, o stație PECO, iar după 1989 a fost antreprenor până a venit criza din 2008. A ajuns la taximetrie, pe care a transformat-o în miracolul taxiul cu bomboane. Dăruia pasagerilor bomboane și alte surprize. Acum taxiul e un ONG cu o mulțime de proiecte. Cu cel permanent, Seara de Poveste, merge de 3 ori pe săptămână în spitalele de pediatrie din București. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Grigore Alexandrescu, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii, Marie Curie, Centrul de Recuperare pentru Copii, Dr. Nicolae Robănescu și Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Alfred Rusescu. Mai are proiectele mari ale anului: cănuța cu bomboane, ciorăpelul cu bomboane, pui pe pernă pentru pui de om, de vorbă cu delfinii, proiecte pentru copii cu nevoi speciale și așa mai departe. Totul a început cu o simplă inițiativă în primăvara lui 2012, când taximetristul Ion Cristian Roman a dorit să transforme o simplă călătorie prin București într-una specială. Clienții primeau bomboane, puteau asculta o muzică plăcută sau puteau primi un tur inedit al capitalei. În timp, sute de voluntari și donatori, parteneri în fapte bune, s-au alăturat în proiectele umanitare dedicate mamelor și copiilor din spitale.
Taxiul cu bomboane este de fapt o metaforă. Este despre gesturi simple care se transformă în fapte bune, despre gesturi mici care pot transforma viața celor din jur. Este o metaforă despre faptele bune pe care le poate face oricine, pentru că în acest taxi poate urca toată lumea. Taxiul are acum câteva curse cu destinație deosebită, spitalele de pediatrie și la școlile cu nevoi speciale din București. Voluntarii ajung acolo pentru a aduce zâmbete copiilor bolnavi, dar și celor cu dizabilități. Cu alte cuvinte, taxiul cu bomboane este ecologic, funcționează cu dragoste, dragostea celor care aleg să împartă timp liber, îmbrățișări și povești, copiilor care au nevoie de speranță și încurajări. Voluntari de toate vârstele, cu diverse pregătiri profesionale din București, dar și din străinătate, vin să citească povești copiilor din spitale sau să-i ajute pe cei cu dizabilități să-și găsească un drum în viață, stima de sine și sentimentul de utilitate. Asociația are nevoie de susținere și de voluntari în toate proiectele pe care le desfășoară. Ion Cristian Roman, îți mulțumim că ne primești în taxiul tău magic și pentru tot ceea ce faci, ne scoatem pălăria în semn de respect, pentru că meriți. Bine ai venit, Ioane, și îți mulțumesc că existi. Bine ai venit lângă noi. Bine te-am găsit și bine i-am găsit pe prietenii tăi. Prietenii noștri. Prietenii noștri, da, pentru că prietenii tăi de acum sunt și prietenii mei. De mult doream să te văd așa la un metru distanță, la distanță socială, dacă avem o distanță socială, ca să zic așa, pentru că faci parte, vrei nu vrei, din tinerețea mea, din zâmbetele tinereții mele, din zilele când ne uitam la ceas, hai că mai puțin și începe vacanța mare. Sigur, am reușit să, într-o perioadă grea și nasoală pentru toată țara asta, am reușit, zic eu, să aducem multă, multă bucurie, multă, multă plăcere. Și hrana asta de suflet se vede că face bine și văd că faci, într-un alt fel, același lucru. Dăruiești bucurie. La noi pe pagină, pe pagina Taxiului cu bomboane, spune că... Pagina de Facebook a Taxiului cu bomboane spune că mai minunat decât un răsărit de soare este doar zâmbetul unui copil. Da, este. Păi un copil când răsare, de fapt, când apare, nu răsare soarele. Asta da. Este și apariția unui copil, e un răsărit. Un răsărit. Orice copil care se naște e ceva de... De-abia aștept să vină să-ți încălzească viața. Spune-mi și mie așa, din 2012, sunt 9 ani totuși, da? Da. Când ai luat-o la pas prin spitale, cum, de unde? Spuneam că eram taximetrist, da? Bun, asta am înțeles. Nu, ești inginer. Ești inginer cu carte, făcute pe vremea lui Ceaușescu. Eram un taximetrist cu carte, să zicem așa. Ești un inginer de care țara a avut nevoie ca să fie taximetrist. A avut nevoie mai să ajungă taximetrist. Și profitând de faptul că taxiul cu bomboane, pentru că era un taxi fizic, da? Da. Era pe val și era pe un val de simpatie extraordinar. Toată lumea vorbea despre taxiul acesta, unde se asculta Joe Bonamassa, B.B. King, John Lee Hooker. Ce ai, bă, băiatul? Au fost oameni care nu se mai dădeau jos din taxi. Aveați voie să ascultați așa ceva? Da, bă, au fost și clienți care mi-au cerut manele. Nu contează asta. Da, ascult manele, dar nu aveam. Și să știi că mulți apreciau gestul pe care îl puneam. Chiar un interpret mare mi-a făcut o mare bucurie la un moment dat. M-a rugat să-l aștept 5 minute, a venit după 10 cu trupa și mi-a reprodus You Know, I Know, John Lee Hooker.
după ce l-a ascultat de 20 de ori, până când a ajuns la localul unde presta. De presta. Da, deci profitând de valul de simpatie, pentru că oricum făceam chestii pentru tineri, eu am zis, fiul meu în perioada aceea era student în Anglia, Essex University, era departe de mine. Ce anume făcea? Science of Management and Marketing, absolvit with honors. Ah, deci acolo la englez după asta nu ești tot, nu ești taximetrist. La englez după asta vin țară. Vin țară? Vin țară. El acum este Schițescu. Ce este? Schițescu. Are o firmă de graphic design și nu numai. Și chiar îmi place mult de tot cum sună Schițescu. Schițescu. Schițescu creionul, Schițescu... Deci s-a întors în țară. Ziceam că el era acolo și aveam eu senzația asta, știi, eu cred în karma, cred în Dumnezeu, cred în orice, în orice ce ne face bine. Și spuneam că dacă eu fac bine unui copil, unui tânăr, probabil că dincolo, peste niște mări și țări, cineva îi va întoarce binele fiului meu. Drept pentru care erau tineri care nu mai plăteau cursa, strângeam bani pentru tipsul, puneam într-o cutie și cumpăram cărți pentru copiii din spital. Dar cum la început am început să te duci singur. La copiii din spitale? Poftim? Cum ți-a venit să te duci la copiii din spitale? Cum a fost declicul ăsta? Adică trebuia să fii pornit de undeva. Bun, făceai taximetrie la început, înțeleg. Cu clienți, cu bomboane, cu muzică bună, cu un mod de a socializa și a fi mai mult decât un taxi, ci o... Nu știu, poate îți dădea o întâlnire. Hai să ne vedem la taxiul cu bomboane. Devenise-i loc de întâlnire. Dar cum ți-a venit pentru prima oară să te duci la copiii din spitale? Ideile... Eu spun așa că marile idei nu ne aparțin. Da. Marile idei vin de undeva, dintr-o altă dimensiune, pentru a te atrage în dimensiunea aia. Eu spun că în dimensiunea care trăiesc astăzi, tot ce s-a întâmplat până acum, de la antreprenoriat, nu știu, școală de muzică, vioară, violoncel, am cântat la mandolină, chiar am fost coleg de bancă cu Cristi Minculescu, el a uitat de perioada de liceu. Deci, toate chestiile astea, una peste alta, toate experiențele astea, au fost pentru a mă aduce aici și pentru a gestiona activitatea pe care o am, pentru că succesul ei vine în urma unei gestionări, unui manageriat foarte, foarte drastic. Adică, pe lângă zâmbetul ăsta pe care îl vezi, pe lângă faptele bune, noi funcționăm ca o societate comercială în care beneficiarii sunt copiii din spitale, copiii din școli, copiii cu dizabilități. Producția, noi suntem producția, știi? Da. Eu, voluntarii mei, suntem producția. Deci noi mergem pe la firme, ciocănim la ușă, facem SMS-uri, apropo 8864, text caravana, SMS-ul nostru. Mergem peste tot, adunăm, deci vine profitul. Profitul e, după cum vedeai, de la mere, nu știu, cărți, dulciuri, haine. Ăla este profitul nostru. Deci tot ce a făcut producția a strâns. După care copiii beneficiari acestor lucruri și al efortului nostru. Tot nu mi-ai spus când ți-a venit ideea prima oară? Când te-ai dus prima oară? Sau cum ai schimbat treaba asta să o transformi într-un... Prima oară când ai fost la copil. Asta vreau să știu. Când s-a întâmplat asta? Știi că n-am spus niciodată? Dar ce e secret? Am luat o fetiță de etnie romă
de la Gara de Nord, era cu mama ei, am și astăzi bilețelul de la ea, l-am plastifiat și am dus-o la spital, la Budimex. Și mi-a scris pe bilețel pentru cel mai mare om cu boboane. Cu boboane. Am lăsat-o acolo și am simțit nevoia să revin. Și am revenit. Am revenit cu o carte și am citit povești. Am revenit de un moș Nicolae cu daruri. Îți dai seama, un om care cu sacoșele în mână, etaj cu etaj, papucel cu papucel, papucel cu papucel. Dar totul a pornit de la această fetiță, din Târgu Jiu. Apoi am făcut un eveniment pentru că mă revolta chestia asta, decembrie, luna cumpărăturilor. Băi, sună groaznic. Decembrie, luna cumpărăturilor. Și de ce să nu fie decembrie, luna poveștilor? Cât adulții sunt la cumpărături? Păi, în societatea mercantilă, povestea începe cu ce să-ți vând. Sau hai să cumperi. Sau hai să cumperi. Și atunci am inițiat un proiect personal, că atunci nu era nici ONG, nu era nimic. Era Romaniu Cristian. Cel care conduce un taxi în care se primește bomboane. Chiar taxiul cu bomboane vine de la o blogăriță care a scris pe blog și mie mi-a plăcut și de acolo a rămas. Am fost în taxiul cu bomboane. Mi-a plăcut așa de mult încât a rămas această... Înainte cum te numeai? N-aveai o identitate. Ba da, eram... Adică taxiul ăsta avea vreo identitate înainte? Nu. De la asta ea, mă refer. Ea a fost cea care... Ea a creat, care, ea e nașa. Ea e nașa. Ai mai ținut legătura cu ea? I-ai zis? Știe că e nașa. De fiecare dată o pomenesc, de fiecare dată îi spun. Pietricel, ziaristă la Radio France International. Cum Eugen Cijmașu este botezătorul, nașul spațiului nostru, care este Bomboland. Noi avem un spațiu, uite, Bomboland, aici unde ne strângem, da? Acesta este Bombolandul. Unde este Bombolandul ăsta? La timpuri noi, în incinta Flaros. Aha. Acolo este locul unde noi strângem, ne strângem, facem pachete, facem... sortăm haine, sortăm jucării. Bombolandul. Și, bineînțeles, Bombomobilul nașului este fiul meu, el i-a zis Bombomobil. De la Papa Mobil a zis nu mergi mai potrivit decât nu se poate. Drept pentru care, uite, acum ajung tot aici, eu sunt doar infanteristul din fața oștii. Oastea mă împinge de la spate, sunt oameni mulți. În anii ăștia au fost, deci în primii ani au fost peste 5.000 de voluntari care au venit, au plecat și au schimbat sensul vieții, jobul, dar peste 5.000 de voluntari în primii ani. Nu am mai ținut evidența. Pot să spun că, luând așa modogroso cu copiii pe care îi vedeam în fiecare săptămână, peste 1.000 de copii. Săptămânal? Săptămânal peste 1.000 de copii. Păi nici moașele nu văd atâția copii. Nu, peste 1.000 de copii săptămânal. Noi am văzut peste 400.000 de copii. Doamne, fratele meu! Am adus peste 400.000 de zâmbete. Eu și voluntarii noștri. Gașca colorată. Ce cu pălăria asta? Am zis să mă îmbrac frumos. Te-am văzut că ești la costum. Te-am văzut că ești îmbrăcat și tu la sacou. Nu e al meu. E din regie? Da. Eu am venit cu ea de acasă. Este, de fapt, este un paratrăznet. Este o pălărie paratrăznet. În momentul în care mi-o pun pe cap, nu mai mă atinge nimic decât bucuria. Este un scut împotriva răului. Da. E un scut împotriva răului. Engage. Adică deja... Am pus-o deja, sunt zen. Am un prieten român stabilit în Franța.
care vine de fiecare dată cu fiecare ocazie, este medic, anestezist, din câte am înțeles, dar în timpul liber, poate în marea majoritate a timpului, este clown. Și el îmi spune, de la el am costumul ăsta. De la el am un costum, primul costum a fost de la el, și el spune, în momentul în care mi-am pus nasul roșu, merg altfel. Cum? În momentul în care mi-am pus nasul roșu, merg altfel. Pășesc altfel. Devine, din momentul ăla devine alt om. El este clown la acela. Unii își fac nasul roșu și devin alți oameni. Face așa, pac, ce? Am vrut să fiu clown, mă mică. Adică, incredibil, dar adică a avut nevoie așa să-și regăsească o altă altă personalitate printr-un simplu accesoriu. Nasul roșu. La mine e pălăria, în momentul în care mi-am pus pălăria, mi-ai spus să fiu eu. Asta ți-am zis, fii... Abia acum sunt eu. Fii tu însuți. Pentru că așa sunt eu o mare parte din timp. Dacă îmi dau pălăria jos de pe cap, s-ar putea să devin serios. Și nu cred că ți-ai dorit chestia asta. De ce să nu doresc? Seriozitatea, atâta timp cât este o seriozitate care aduce bucurie, nu este o încrâncenare, este, cu tot respectul, dar este minunată. Faptul că eu pot să vorbesc lucruri cu zâmbetul pe buze, asta nu înseamnă că lucrurile alea sunt neserioase. A privi în mod superficial te face pe tine neserios. Când privești superficial un zâmbet și crezând că sub el se ascunde neseriozitatea. Nu. Prietenii mei știu lucrul ăsta și de asta suntem din ce în ce mai urmăriți. Pentru că și-au dat seama că la fel cum era sintagma aia, fotbalul cu zâmbetul pe buze, la fel și sintagma seriozitate cu zâmbetul pe buze, ceea ce vreau să propun în societate și ceea ce vreau să trăiesc văzând oameni zâmbind, dar este pentru că zâmbetul ăla îți oferă de fapt plăcerea lucrului pe care îl faci. Adică nu faci un lucru constrâns, nu ești serios că ești constrâns. Ești serios pentru că e o plăcere. Știi ce se întâmplă, Mugur? Pot să spun Mugur, da? Dar cum? Mă cheamă altfel? Bine. Eu spuneam cu ceva vreme în urmă și mă mențin la chestia asta că am devenit un popor trist condus de o clasă politică veselă pusă pe Caterincă și pe Mișto. Nu, popor trist nu suntem. Popor trist nu suntem. Suntem mai puțin implicați, suntem dezamăgiți. Dezamăgire cruntă. Clasa politică nu m-ar deranja că râde și că e vesel. Doamne ferește. Mă deranjează Caterinca. Nu mă deranjează nici măcar dacă ar face Caterinca. Problema este că sunt mediocri. Și tot ce a însemnat deprofesionalizarea acestei țări se reflectă și în cei care sunt acum la conducere. Mediocri și-au tras al mediocru, ei n-au interesul ca sistemul de învățământ să fie performant, pentru că altfel s-ar naște clase de oameni mai mari, clase de oameni deștepți, care le vor amenința locul de muncă. Așa cum vorbeam cu tine în culise, dacă mâine ar fi aruncați în piața muncii, în piața reală a muncii, ar fi cei mai mari șomeri ai României, 80% din ei. 80%. Și problema noastră, și de asta ne întâlnim aici în fiecare seară cu prietenii noștri, ca să le arătăm câți oameni buni avem care sunt ținuți ascunși, sunt ținuți așa, băgați-l pe ăsta, știi, ca pe cenușăreasa, o închizi în camera ailaltă să nu o vadă prințul. Prințul trebuie să vadă fetele alea urâte. Înțelegi? Și asta să fim noi prezentați ca popor, nu. Noi suntem un popor de cenușărese, probabil. Dar sub cenușăresele astea, al naiba să fie, se ascunde atâtea bunătate. Crede-mă, cine a stat pe scaunul ăsta, eu n-am crezut în viața vieților mele că voi descoperi în țara asta, care pe toate posturile de televiziune este prezentată cu rău, nasol,
bad. N-am crezut că descoper atâta bunătate și atâta bine în oamenii de aici. Și de asta spun, it's a chance. Mă simt onorat. Simt? Că eu cred că și toți trebuie să ne simțim onorați că ne avem unii pe alții. Nu fac altceva decât să pun la dispoziție o platformă în care cei care fac fapte de genul ăsta să se cunoască, să înțeleagă că nu sunt singuri, să înțeleagă că oamenii și prietenii noștri vor vedea și ca picătura chinezească, domnul inginer, că am făcut și noi școală pe vremea aia, da? Școală. Școală. Da. Când se făcea școală, știi, firarea naiba de școală, când intrai cu examen, nu te duceai cu diploma de bac, te puneai acolo, cât să zici? 14 pe loc, 20 pe loc, 30 pe loc. Care toți învățau. Și care toți învățau. Care toți învățau. Am văzut acum... Nu se prezenta nimeni la un examen fără să... Adică habarniști. Ce ai, bă, băiat? Ce concurență era. Da. Ce concurență. Când era 14 pe loc, ziceai, e bine, la noi sunt 30 pe loc. La nu știu cine sunt 50 pe loc. Deci îți dai seama cum se selectau. Ai clar că mai scăpau printre ei și un împins de către un lider, Maximo, sau mai știu eu cine. Bă, dar până și ăla. Ăla era dat la școli, și ăla, la școală. Îl trimitea și uite că vorbim despre școală, afară nu te ține nimeni în școală să-ți pierzi vreme. Înveți bine, nu înveți, du-te, frate, acasă. Tinerii de acolo nu se duc la școală să-și piardă vremea. Fac meserii. Și ajungem la un proiect la care eu țin foarte mult și sper că cei care te urmăresc să vină în sprijinul nostru. Școlile de meserii, școlile de calfe. Adică, vezi... E o problemă cu care ne confruntăm extraordinar de tare, abandonul școlar. În afară de vizitele mele în spital, îți spuneam mai devreme despre o caravană, ne suim în bombomobil și mergem prin țară. Diverse cazuri, grupuri școlare mai, să spunem așa, mai puțin fericite și... Am întâlnit copii, 12 ani, care lucra, punea acoperișuri, să-și țină familia. Sora lui, 11 ani, avea grijă de o bătrânică în sat. Tatăl lui lucra cu ziua și îl întreb, și mama? Mama are grijă de ceilalți 9 frații mei. Oh my God. Erau 11 copii și 2 părinți. Copilul acesta de 12 ani mergea la muncă să-și ajute familia. E, gândește-te că până crește familia aia, copilul ăsta clar că nu o să ajungă la școală, cu toate că profesoara m-a trimis la el să-l conving cumva să vină la școală, pentru că este un copil foarte bun. Copilul ăsta nu o să aibă niciodată o meserie. Este condamnat pe viață la funcția de muncitor necalificat. Dă-mi voie aici să fiu puțin în dezacord. Pentru că dacă faci școală, ce meserie ai? Nu. Școala actuală. Eu vorbesc de școala actuală, nu vorbesc de școala pe care ar trebui să o faci. De școala care să te pregătească pentru noua piață a muncii. De școala în care tu să-ți găsești și să-ți cultivi și să înveți la materiile care, asupra cărora tu ai aptitudine. La școala care să se facă să faci sport în fiecare zi ca să nu mai stai cocoșat așa și să avem o bază de selecție pentru toate sporturile olimpice și neolimpice. La școala care să-ți bage cel puțin de 2 ori pe an astea între semestre atelierele școlare cum erau pe vremuri, de calculatoare adaptate pieții muncii, mașini cu comandă numerică, sculptură, olărit, pictură, teatru. La școala aia mă refer.
Aia e o școală care nu se face în România. Eu mă referam la sistemul de pe piața muncii, în care dacă nu ai o calificare, dacă nu ai minim 8 clase, atunci ești condamnat să, până când îl găsești pe acela care te recunoaște și care spune nu mă interesează nimic, mă interesează ceea ce faci, e vorba de șanse. Vorbim imediat după asta, un minut solospot, ne întoarcem imediat să vorbim despre șansele pe care le avem.